Și i-a spus Dumnezeu, mergi la Constantinopol, ai să găsești un cimpoier care cântă pe la petrecere, auzi, care cântă pe la petrecere. Noi știm că muzica e de la diavol, jocul e de la diavol, hora e de la diavol, toate le dăm diavolului, dar sale oamenilor. Și totuși Dumnezeu îi spune acestui mare pusnic și trăitor, mergi la cimpoierul din Constantinopol că e mai sporit decât tine. Și-a bășbuit el tot Constantinopolul și din vorbă în vorbă a ajuns la casa cimpoierului. A dat binețe, a găsit o casă de copii, vreo 4-5 copii, o femeie îmbrăcată într-o haină de sac, un om care trudea cu palmele bătătorite, cu plug de lemn, cu boii lui, cu 2-3 animăluțe pe lângă casă și cu acordeonul ăsta lui, ce cânta, trompeta aia lui. Și că ce face omul lui Dumnezeu? Numai păcate cu darul lui Dumnezeu și îi mulțumesc cerului că nu mă pedepsește în fiecare zi și mă mai îngăduie câte o zi ca să mă îndrept. Auziți adâncul de smerenie. Și că ia că m-am poposit și eu aici și de, nu cunosc pe nimeni și de seară n-am cu cine să, n-am unde să dorm. Dar nu e o problemă asta cu vioase. Rămâi la casa noastră, noi suntem săraci, nu avem prea mult nici de unele, nici de altele. Dar în cogură avea unde să o hodini și unde gusta ceva. Și când a venit vremea să-i, au mulți trei oițe acolo sau ce aveau ei, trei căprițe, au pus laptele și au făcut trei porții de mămăligă, i-a pus una soțul și soția, unul străinul și una la copii. Au mâncat, bărbatul a spus, eu am să dorm jos, soția va dormi pe cuptor, copiii dorm în tindă, ma ta dorm pe rogojina mea că ești musafir. Călugurul s-a cam închisit așa. Bă, într-o casă de calici, unde n-ai după ce bea apă, atâta omenie. Știți că noi suntem învățați să avem imaginea aceea a omului respectabil. Dacă te chem la masa mea, mă pregătesc o săptămână, sau dacă te chem la masa mea, trebuie să fii cineva cu influencer ca să mănânci în casa mea. Poate mie să-și mie de o afacere, de o relație, de o ceva, de un interes, nu consum cu tine banii de pomană. Ăsta pur și simplu l-a primit în casa sa și l-a culcat pe rogojina lui. Și când toți au adormit și lumea dormea cel mai bine, s-a sculat bărbatul, s-a rugat cât a putut și el până după miezul nopții, acolo în genunchi, în colțul lui, s-a sculat femeia după miezul nopții, s-a rugat și ea până spre ziua și apoi a spus bărbatului, scoale un pic și pe copii să roage, că s-au odihnit destul. Și când se răsară soarele, s-au sculat și copiii să se roage. Cuviosul se făcea că doarme, dar numai somnul era lui. Pentru că vedea un lucru care nu-l mai văzuse, nu-l înțelesese. Și a doua zi a dat binețe, s-au spălat pe față, au pus din nou masa, au împărțit mâncarea la fel în trei castroane, au gustat. Și a zis, trebuie să vă destăinui o taină. Dumnezeu m-a trimis la ușa voastră. Cum așa, părinte? Nu ne rușina pe noi. Nu avem nicio treabă, suntem departe de Dumnezeu. Vai de păcatele noastre, vai de viața noastră, vai de neputințele noastre. Sărați suntem, copii avem, necazuri avem, grijă avem, probleme avem, numai grijă Dumnezeu de noi nu cred că are. Ba da, omule, am să te leg pe puterea lui Dumnezeu să-mi spui ce faci tu așa de bun și așa de mult de l-ai convins pe Dumnezeu să mă trimită la casa ta. Ferească Dumnezeu, părinte. Eu chiar nu fac nimic. Facem și noi rugăciune când putem, dar nu și-a descoperit taina, dar cuviosul, dacă n-a dormit toată noaptea, a văzut ce se petrecea în casa aceea. Dar, zice, am auzit și noi că prin pustia asta aschetică trăiesc tot felul de oameni sfinți, care mănâncă o dată la 3 zile, care mănâncă o dată la 2 zile, care stau în picioare nopți de rândul, care se roagă, care vorbesc cu Dumnezeu, care au aripi ca de foc, care din gura lor este Duh Sfânt când vorbesc. Și încercăm să-i imităm. Și cum îi imitați, vă rog? Păi pentru că suntem oameni care muncesc și trudesc mai mult, mâncăm de 2 ori pe zi, odată când răsare soarele și odată când asfințește soarele, că în restul trudim.
Și altceva ce mai faceți? Păi eu cu femeia mea, după ce ne-am născut copii, am zis așa, dacă oamenii aceia ai pustiei pot trăi în curățenie, de ce n-am putea și noi trăi ce la noi acasă e mai ceva ca în pustie, că toți sărați suntem. Și ea, ca zice, am împletit și noi un pic de curăție, coleac de sărăcie. Deci două voturi monahale, deodată. Și altceva ce mai faceți? Păi zice, de când au crescut copiii mai mărișori, pentru că și casa e mică și nici nu ne mai permitem noi să batjocorim legea lui Dumnezeu, noi pentru ochii lumii stăm deopotrivă, să ne vadă lumea pe amândoi. Dar pentru Dumnezeu stăm curați deoparte. Femeia mea doarme întotdeauna în camera ei, pe rogojina ei, și eu dorm în camera mea, pe rogojina mea. Și noaptea ne sculăm și ne rugăm câte un pic, dar nu așa mult cât să-L convingem pe Dumnezeu, dar să vadă că știm și noi ce-i rugăciunea. Și întreabă călugărul uimit. Păi zice, și cum vă rugați voi? Păi ia că cum ne rugăm. Soția mea știe vreo 30 de psalmi, eu știu vreo 30 de psalmi și copiii vreo 30 de psalmi. Și nu ne culcăm noaptea până nu-și spune fiecare numărul lui de psalm și apoi merge și se culcă. Cum vi se pare această lucrare? În raport cu lenea de a spune un tatăl nostru la culcare, un tatăl nostru la sculare, problema unei curățenii în post, problema unei înfrânări în post, problema unei postiri în post, problema unei zile de post, miercurea sau vinerea, sau trăirea după legea lui Dumnezeu în smerenie și în sărăcie, iar în sărăcia ta să mai întinzi și cuiva o lingură de mâncare, cum spune Hristos. Am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost gol și m-ați cercetat, ați venit la mine, m-ați primit, m-ați miluit. Deci aceasta este simpla ortodoxie pe care, dacă vom încerca să o imităm după puțina noastră putere, după puțina noastră voință, după puțina noastră lucrare, satana nu va avea putere. Să vă înarmați cu aceste câteva idei pe care vi le spun. România este o țară ortodoxă și a făcut-o Dumnezeu ortodoxă cu Sfântul Andrei. România este o țară plină de sfinte moaște. Pentru cei credincioși și filozofi care cred în alte puteri și paranormale, acelea sunt o seminte sau mortăciuni. E treaba lor și îi privește pe noi, nu ne interesează principiul valoric din mintea nimănui, ne interesează principiul valoric din sufletul nostru. România este o țară plină de biserici unde se jerfește Sfânta Liturghie. România este o țară plină de cimitire, de cruci și de sfinți pe care noi nu-i cunoaștem. Cei nevăzuți ai neamului, cum spune în Acatistul Acoperământului, bucură-te, ceea ce ocrotești cu acoperământul tău în mijlocul lumii pe cei drepți și tăinuiți de Dumnezeu. Noi nu știm dacă din cei care sunt aici în biserică toți sunt păcătoși, toți sunt sfinți, toți sunt plăcuți lui Dumnezeu sau toți nu sunt plăcuți lui Dumnezeu. Dumnezeu știe aceasta. Să ne lăsăm în seama judecății divine rostind acest cuvânt în gândul nostru. Domnul meu știe. Și să nu ne temem, pentru că vor încerca, și au mai încercat, să nu uitați că cei 50 de ani de comunism n-au fost întâmplători trimiși în bazinul balcanic al Europei, unde sunt cele mai adânci țări creștine. Deci a fost trimis tot cu scopul de a distruge creștinismul. Chiar dacă occidentalii l-au împins peste noi și au fost bătrâni care i-au așteptat pe americani o viață să-i salveze și americanii au uitat, nu știau harta, n-aveau GPS-ul, au venit acum, l-a luat, nu l-a dat. Și noi totuși, după 50 de ani de comunism, am învățat să zidim și biserică, să facem și troiță, să îngropăm și morții, să ascultăm și liturghia și vă amintesc încă o dată, comunismul n-a fost biruit cu arme de foc, cu prescurile acelor bătrâni cocoșate și învechite de munca câmpului și a colhozurilor, care în fiecare duminică, sub sfidarea securistului de servici, care tremura să nu-și piardă funcția că-i văzut în biserică,
ele intrau cu coliva în biserică sau cu colăcerul sub soare sau cu prescurica și se duceau și scârțeau liturghia cu preotul și biserica era vie, nu era moarte. Acel mărunt fir de viață a păstrat demnitatea acestei țări și dacă în continuare vom rămâne ortodoxi, Dumnezeu va păstra demnitatea acestei țări și ea va zdrobi pe toți nemernicii care își bat joc de această țară, indiferent de unde vin. Că vin din interior, că vin din afară, Dumnezeu îi curăță pe toți. Ați văzut vreodată așa din sănin când trăsnește și nu știi pe cine cade, mă auzi că cineva a murit trăsnit? Așa face Dumnezeu cu cei ce își bate joc de aleșii lui. Dar noi trebuie să avem credința aceea curată de la psalmi, care vine și spune așa, nu va da Dumnezeu toiag păcătosului să lovească în soarta dreptului, dar Dumnezeu vrea ca dreptul să nu facă fără de lege. Să fim fii harului și să încercăm să nu fim fii fără de lege. Să lăsăm dușmania, să lăsăm răutatea, să lăsăm ura, care nu sunt specifice poporului român, e o metodă de a ne dezbina și prin acest mod de lucru. Noi trebuie să fim înțelepți și treji și cuminți și uniți și răbdători și îngăduitori unul cu altul. Și trebuie să le demonstrăm acestor oameni că simplitatea unui lei de la masă sau unei bucățele de anafură sau unei lingurițe de euharistie sau unei lumânări aprinse sau unei cărți de rugăciune sau unei icoane lipite pe o scândură sau unui pahar cu ulei în el care arde în fața unei icoane e mai puternică decât racheta NASA, e mai puternică decât boala biologică, decât războaiele psihologice, decât războaiele economice, decât războaiele geopolitice, decât războaiele atomice, decât războaiele celelalte care se fac cu arma și cu tunul și cu tancul și cu explozibilul și Dumnezeu poate birui tot într-o clipă după voia Lui cea sfântă. Dar spune poporului lui Israel și noi suntem poporul cel ales și nouă lui Israel prin botez și prin Hristos, poporul meu ascultă-mă și umblă în sfatul meu că într-un nimic voi zdrobi pe vrăjmașii tăi. Amin. Thank you.